Proiectul reorganizării administrativ-teritoriale nu este abandonat. Primul ministru Emil Boc a afirmat că subiectul reorganizării administrative va fi reluat în discuții, în coaliție, în paralel cu chestiunea descentralizării, despre care a spus că întâmpină piedici chiar în interiorul propriilor ministere. Se propun două variante, variantele propunerii de reorganizare și continuarea procesului de descentralizare, adică de a trimite spre autoritățile locale atribuții și patrimoniu. Zi și făcut. În cadrul unei întâlniri cu șefii serviciilor deconcentrate, Ciprian Iftimoaie, subprefectul județului, a cerut aceștia să prezinte listele cu serviciile care pot fi trecute la administrațiile locale. Transferarea unor atribuții de la direcțiile deconcentrate către autoritățile locale. Se estimează că acest proces de deconcentrare, i-am spune, să fie finalizat până în preajma alegerilor locale din 2012. Aici sunt câteva chestiuni pe care aș dori să vi le aduc în atenție. Avem și legea administrației publice locale și în legătură cu acest subiect, colegii mei cred că au făcut o mențiune într-o adresă pe care v-am trimis-o noi și am și primit feedback din partea unui director, cel puțin, care a venit cu hotărârea numărul 139 din 6 februarie 2008. Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii cadru a descentralizării numărul 195 din 2006. Deci, după cum vedeți, sunt niște acte normative care reglementează acest proces de descentralizare. Descentralizarea este un proces prin care se transferă responsabilități și competențe de la autoritățile centrale către autoritățile locale. Avem și varianta aceasta de care v-am pomenit anterior, deconcentrare. Deci este o variantă a descentralizării prin care anumite atribuții sau servicii prestate de exemplu, de direcțiile deconcentrate în teritoriu sunt transferate către autoritățile locale. Și se spune aici, în realitate tot statul decide, însă nu de la nivelul autorității centrale, ci direct în unitățile administrativ-teritoriale. Organele centrale exercită controlul ierarhic asupra celor teritoriale. Deci, în România sunt în momentul de față deconcentrate anumite activități de la nivelul ministerelor în teritoriu, aceasta fi prima, să spun așa, componentă a descentralizării, și acum urmează o a doua, de la nivelul județean către autoritățile locale. Și mai avem și principiul subsidiarității, care de asemenea guvernează și legislația administrației publice în România, nu? Ca atribuțiile să fie rezolvate la nivelul cel mai de jos posibil, cel mai aproape de cetățean. Acestea sunt principiile care guvernează și reforma în domeniul administrației publice în România. Deci, acesta este cadrul, dacă vreți, cumva legislativ și viziunea pe care o avem în legătură cu acest proces de reformă în domeniul administrației publice. Se intenționează eficientizarea, reducerea cheltuielilor, reducerea personalului, da? Și transferarea, cum spuneam, a unor atribuții la nivelul administrației publice cât mai aproape de cetățean. Nu e vorba de cetățeanul să-și rezolve problema pe cât posibil în unitatea administrativ-teritorială unde domiciliază el. Cam aceasta ar fi chestiunea. În această idee ne-a venit și o radiogramă. Premierul spunea că în termen de 10 zile ne va solicita o analiză pe care să o elaborăm împreună cu dumneavoastră în această idee. Însă s-a devansat termenul. Noi va trebui să răspundem până vineri, întrucât luni avem o zi legală liberă. Și nu o să ne întâlnim lumea să facem analiza transferului de atribuții către... Ce spune în această radiogramă pe care ați primit-o și dumneavoastră? În îndeplinirea dispoziției primului ministru, cu privire la transferarea către autoritățile administrației publice locale a unor atribuții ale instituțiilor administrației publice centrale și a unor bunuri din patrimoniul statului, veți analiza și identifica posibilitățile existente cu fiecare dintre serviciile publice deconcentrate ale ministerilor
ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale. Deci, serviciile deconcentrate și celelalte organe. Că am auzit un fel de discuție, nu știu, deci Iesicu e reprezentat aici? Este prezent? Da. Doamne, unii sunt deconcentrați, nu. Deci, deconcentrate și celelalte. Da? Să fie clar. Adică să nu ne așteptăm că primim un răspuns, știți, noi nu suntem direcție de concentrat a Ministerului Teritoriului și, prin urmare, nu avem a face comentarii pe acest subiect. La formularea propunerilor de descentralizare se va avea în vedere ca îndeplinirea atribuțiilor să revină acelei autorități care este cel mai aproape de cetățean și care dispune de capacitatea organizatorică și financiară necesară. Avem și o machetă aici. Ați văzut-o și dumneavoastră. Serviciu public deconcentrat. Propunerile dumneavoastră de activități care pot fi transferate către administrația publică locală. Deși cei mai mulți directori au precizat că serviciile au fost deja restructurate sau descentralizate, subprefectul insistă. Fiecare director trebuie să prezinte în scris propuneri spre a le înainta guvernului. Deocamdată unii directori, luând în serios discuția, au și luat cuvântul. După cum știți și domnul ministru Zăroiu, tot ce-o legat de agenție de prestații. Și de altă parte, în toamnă s-a spus că se finalizează cu legea asistenței sociale. Sincer, la ora actuală, eu am discutat și colegi din țară, am discutat și cu Agenția Națională. Dacă o fi mâine să prezentăm și noi ceva propuneri, oricum situația o știți și dumneavoastră cât de cât suntem, să zic așa, din domeniu. E dificil și tot, de exemplu, ajutorul social. L-am preluat noi ca plată pentru că s-a constatat că la nivel local se făceau destule abuzuri. Acum întoarcem înapoi, nu știu, sunt discuții, știți, și la nivel central. Urmează să mai discut în cursul zilei de azi și eventual mâine vă prezint eventuale propuneri. Acum n-aș putea să... Știți discuțiile care au fost. Poate dacă s-a transferat din nou către autoritatea locală, dar cu un control mai... Nu, deja mai toate prestații, sau aproape toate, se hotărăsc la nivel local. Primarul hotărăște dreptul persoanei prin acel asistent social conform legislației. Noi facem plățile, practic. Suntem o agenție de plăți acum, în domeniul respectiv. Dar nu știu dacă îi de lăsa. Acum... Dacă e la nivelul primarului și hotărârea și stabilirea dreptului și plata, iar se întâmplă, s-a întâmplat cu banii de la buget, dați prin primării de toate culorile și cu toate interesele. Bun, este inspecția socială. Așa. Un alt organism deschis de noi care se ocupă de așa ceva, dar nu legat de plăți, ci efectiv de respectarea legislației în domeniul respectiv. Da. Deci, repet, nu legat de plăți. Nu a rămas efectiv cu plata. Rămâne să mai luăm legătura cu zilele de azi și cu Agenția Națională să vedem care e situația cu celelalte județe. Total în dezacord cu ideea întrunirii acestui colegiu prefectural, alții au trasat din start inutilitatea întrunirii, subliniind faptul că instituțiile pe care le coordonează nu și-ar putea transfera din serviciile care definesc activitatea acestora către autorități locale. În ciuda spiritului de echipă și a faptului că asistăm astfel la o ședință de colegiu prefectural, unde firește trebuie să semneze prezența doar de concentratele, dată fiind tema, ar fi fost mult mai indicat să fie invitat și primari sau reprezentanții acestora, cărora ar urma să li se pună în spinare noi servicii. Nu văd și s-ar putea de concentrat, că noi nu facem decât control. Am mers în directorat junct. Noi suntem în subordine arhivelor naționale, iar din punct de vedere financiar... Atribuțiile autorității vamale sunt în concordanță cu codul și regulamentul vamal comunitar, considerând că nu se pot transfera atribuții la nivel local. Și, cum am început să spun, noi suntem deja organizați pe direcții regionale. Direcții regionale, vama. Regionale Iași, nu? Da. Deja sunteți regionalizați. Suntem, da, da. Mergem și noi, cu urmările. Da. Și exact pe 8 direcții regionale. Regionale de drumuri Iași, care în
nu mai are rost. Da. Fiind o instituție de control, cu personal puțin, consider că nu există posibilitatea să descentralizeze la nivelul primăriei. Pentru că dacă sunt primării în care au contracte cu consumatorii, da, și aceste entități, mă refer, eu știu, primăria, este controlată de către Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului. Și atunci ar exista, practic, instituția, se existe la ei un birou de protecție a consumatorului care se verifică tot pe primărie. Nu-i mai văd. Și vă vom trimite un răspuns în termen solicitat. Întorcându-ne la ședința cu pricina, deși subprefectul, având bine învățat lecția, a solicitat de nenumărate ori ca fiecare director să-și prezinte propria opinie, mulți șefi și-au manifestat cu acreală incapacitatea de a opina fără o structură clară și fără acceptul șefilor de la centru. Așadar, discuții de dracul discuțiilor. Să știu și eu cum gândiți dumneavoastră chestiunea aceasta. Sectoratul teritorial de muncă Vaslui, în momentul de față, este organizat cu punct de lucru sediul Vaslui și punct de lucru Urlat și Puș. Desfășurăm ca oricare din unitățile pe care le reprezentăm servicii publice în folosul cetățeanului și suntem conștienți că trebuie să venim în întâmpinarea problemelor și a doleanțelor acestora. Noi am început o analiză la nivelul inspectoratului, am avut discuții și cu inspectorul general de stat. Este foarte greu, dar de asta spuneam anume faptul că modul de descentralizare, de deconcentrare trebuie la nivelul țară gândit, deci nu inspectoratul va spui, ar putea să procedeze la anumit. El este gândit, noi trebuie să facem niște propuneri. Okay. Deci suntem pe faza de implementare, ca să spun. Okay. Nu la concepție. Deci noi vom prezenta și noi niște propuneri. O să vedem. Bună seara, domnule prefect. La ora 10 fără 5 minute la instituția a fost la spunit modul cum gândim noi acest lucru. Spre surprinderea mea, ieri m-am consultat și am primit anumite obiecții de la folosul tutelar, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și dumneavoastră ne-au sugerat să nu luăm nicio decizie fără aprobarea dumneavoastră. O să găsiți la... Specificul gazii financiare, deocamdată, în discuția care am avut-o și cu Comisarul General, la momentul actual nu se constată servicii, prestări de servicii. Gazda financiară e instituție de control și ca urmare nu putem descentraliza către autoritățile locale funcția stabilită prin lege. Fondul specific cu agenției de plăți, prin care noi gestionăm fondurile primite la Comunitatea Europeană. Agenția a fost acreditată de către Comunitatea Europeană. Orice modificare în structură, organizare, se face cu avizul Comunității Europene. Ceea ce pot să vă informez este că la nivel de centrală APIA și nivel de minister se discută despre această reorganizare. Măsura în care o să ne vină eventual de propuneri, scheme de orientare, vă informăm, vă ținem la cuvânt și o să ne spunem și noi guvernul. Facem o propunere să dăm din atribuțiile noastre. Noi suntem într-un proces de restructurare și reorganizare. Suntem întotdeauna cel mai aproape de cetățean și suntem cel care avem legătura între noi și cetățean. Nu văd la momentul ăsta dacă noi putea să trecem ceva spre autoritatea locală. Înseamnă sursă de finanțare ori pentru bugetul general consolidat, ori pentru bugetul local. Ca acestea să poată trece din administrarea statului în administrarea locală, trebuie să existe o reglementare legală, să fie trecute de la bugetul consolidat la bugetul local. Dacă există o astfel de reglementare, se poate face predarea unor impozite și taxe. Cum sunt în Uniunea Europeană, niciodată TVA-ul și acciza n-a fost decât taxă statală. Nu poate fi taxă locală. Deci, s-ar putea. Cum ar fi veniturile din chirii? Da. În marea majoritate, în administrarea tipurilor astea de impozite și taxe, noi colaborăm cu primăriile, mai ales pe partea de executare. Ni se furnizează informații despre bunurile care există în proprietatea celor pe care noi îi urmărim pentru colectare.
această evidență fiind la nivel local, și administrarea impozitului poate fi trecută acolo ca să nu mai ajungă informația despre bunul aflat în evidența primăriei în direcția de finanțe. Sistemul actual de reglementări și europene și naționale consider eu personal că nu permite vreo modificare. Vom lua legătura cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și vă vom transmite poziția. Data viitoare, cred că nu putem după 24 de ore să luăm niște hotărâri și să facem niște propuneri care să influențeze în foarte, foarte mare măsură viitorul nostru. Asta consider eu. Viitorul nostru al nostru. Al nostru. Al tuturor. Trecut a rezolvat în mare măsură problematica pusă de dumneavoastră. Mă refer la descentralizarea activităților atât de prestări și servicii, cât și de decizionare. Aplicarea legii 72 în tot ce reprezintă legea zootehniei se face de unități descentralizate, inclusiv de factorii decizionali la nivel de comunități, mă refer la centre administrative, restul activităților fiind la formă de inspecții de 4 oameni care mai există fără personalitate juridică la nivel de județ. De aceea consider că nu este cazul ca să mai punem problema a oficiului ca atare. Restul sunt rezolvate ca prestări servicii. Fostul Inspectorat de Protecție a Plantelor, actualmente aflându-se în subordinea Direcției pentru Agricultură. Aflându-ne în subordinea Direcției pentru Agricultură, eventualele propunerile vom discuta cu domnul director al Direcției pentru Agricultură. Din punctul meu de vedere, având în ținând cont de specificul unității fitosanitare, nu cred că vreo activitate prestată de noi ar putea fi trecută la administrația locală. Dar ne vom consulta cu domnul director. Asta, mulțumesc. Vici pentru toate teritoriile administrative din județ și inclusiv pentru proprietarii de terenuri agricole din tot județul. Funcționăm tot în subordinea Direcției Agricole, cu un personal de nouă, nu știu dacă putem. Suntem și o unitate pe autofinanțare, nu știu dacă cineva este dispus să preia o asemenea unitate, dar oricum o să ne consultăm cu Direcția Agricole. S-au conturat două propuneri care urmează a fi rediscutate, în sensul că putem transmite către autoritățile locale activitatea de statistică, întrucât în ultimul an spitalele raportează și Direcției Județene de Statistică o parte dintre indicatori și o parte din activitatea de control. Aici rămâne să mai discutăm cu colegii. Face parte din Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău. Suntem 6 oameni. Nu avem personalitate juridică nici noi, nici Bacău. Nu emitem autorizații, nu emitem avize. Emitem doar certificate de etalonare și buletine de verificare metrologică. Din păcate sau din fericire, nu avem inspecție, inspectorul este plecat, nu s-a angajat alt om. Activitatea este asigurată din... Sunt două chiar lucrăm în sistemul ăsta. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Activitatea oficiului a fost mult restructurată, în sensul că prin ordonanța 13 pe 2001, activitatea de aplicare a legilor fondului funciar a fost transferată deja la primării, unde s-au înființat birourile comunitare de cadastru. Activitatea oficiului de cadastru fiind exclusiv de recepția documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, înscrierea efectivă în cartea funciară și apoi alte servicii de carte funciară, deci este o activitate foarte specializată. Cel care dă încheierea de carte funciară este asimilat cu rangul de judecător, registratorul șef, respectiv. Nimic din activitatea noastră nu ar putea fi transferată la primării. Mai avem câteva persoane, doar care o persoană se ocupă de scoaterile din circuitul agricol și 4 persoane se ocupă de recepția planurilor parcelare digitale.
Deci o activitate foarte specializată. 4 județeni în construcții Vaslui. Deci noi încă din 2009, odată cu ordinul numărul 839 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, s-au stabilit acordarea de competențe de autorizare sporite unităților administrative și teritoriale, în sensul întăririi rolului instituției arhitectului șef de la nivelul unităților administrative teritoriale. Dar la nivel central se lucrează și sunt discuții și analize în sensul reînființării unui inspectorat teritorial la nivelul fostei regiuni nord-est. Deci regionalizat. Da, dar în vest, noi fiind în principal organe de control, cam, și mai ales în urma restructurărilor care s-au făcut, am mai rămas foarte puțin, în jur de 9 inspectori cu atribuții de control la nivelul întregului județ. A, cu întărirea și actul normativ, da. Da, da. De mediu Vaslui, deci noi suntem regionalizați, facem parte din regiunea Suceava, nu avem personalitate juridică, suntem o filială a regionalii Suceava, activitatea noastră este numai de control, așa că nu văd ce am putea transfera, mai ales că primăriile sunt cele care fac obiectul controlului nostru permanent. Deci doar, dar în cazul, și vreau să fac o specificare, că la nivelul fiecărui primării de municipiu în special există servicii de mediu care, să zic că fac, rezolvă problemele primare în ceea ce privește salubrizarea și sesizările populației, dar în ceea ce privește controlul agenților economici nu au și nu cred că ar avea ei posibilitatea să efectueze acest control. Așa că nu văd ce am putea transfera. Eventual, dacă se hotărăște la nivelul regionalei, dar nu cred că există posibilitatea. Județean din cadrul APDRP își desfășoară activitatea pe bază de proceduri aprobate de autoritate de management din cadrul Ministerului Agriculturii și Bruxelles și aprobare de la Bruxelles. Orice modificare poate fi făcută numai de către minister cu aprobarea Bruxelles-ului. Cunoaștem că în momentul de față este un colectiv care lucrează la găsirea unor variante, lucrează pe diverse module de găsire o variantă optimă în acest sens. Noi nu avem personalitate juridică, nu suntem consultați pe această schemă. Noi suntem subordonați direct Bucureștiului. Chiar dacă Iașu are centru regional, deci Iașu este subordonat Bucureștiului și noi suntem tot direct subordonați Bucureștiului. Numai prin proceduri avem anumite... Direct Bucureștiului. Nu suntem direct subordonați Iașului. Bun, Curaj Național. În ceea ce privește partea de structură, partea din atribuții deja au fost preluate de autoritățile locale. Voi avea o consultare și cu Ministerul astăzi. Mai complicat și dificil este cu protejarea patrimoniului cultural mobil și imobil, adică monumente istorice, tot ce ține de arheologie, de patrimoniu mobil, pentru că direcția avizează toate intervențiile, verifică, monitorizează toate avizele care sunt eliberate de autorizațiile de construcții, eliberate de autoritățile locale și noi verificăm dacă se respectă și sunt protejate. Nu am identificat activități desfășurate care ar putea fi transferate la până acum. Oricum vom comunica mâine împreună cu UNESCO, vom formula un punct de vedere. 12 sucursale teritoriale naționale, deci suntem într-un fel regionalizat, se lucrează la ora actuală în cadrul Ministerului pentru o nouă reorganizare. După discuțiile care o să le am cu domnul director general, vă vom comunica ce trebuie. Gospodărirea apelor Vaslui. Noi suntem sub unitatea
administrației bazinale de ape Prut-Bârlad, care este una din administrațiile bazin, din cele 15 administrații bazinale din cadrul Administrației Naționale a Apelor Române. Da. Principalele activități, monitorizarea calitativă a apelor de suprafață subterane, la noi nu. Da. Pastrui Florin Drăguț, șef serviciu la Direcția Agricolă. La noi deja au fost atribuite către APIA tot ce înseamnă subvenții, primă de asigurare, subvenții la motorină. Exact, serviciile ce au rămas, nu considerăm... La dumneavoastră se întâmplă următorul fenomen. Dacă era domnul director, chiar ar fi spus mai mult, însă este și președintele Comitetului Județean pentru organizarea camerelor agricole județene. Da. E un proces care deci, a fost demarat și noi suntem implicați, așa cumva de el e gândit, sunt și camere regionale și județene, vom vedea cum... teritorial pentru calitatea semințelor vaslui. Noi suntem reprezentanții Inspecției Naționale pentru calitatea seminței în teritoriu și avem rol de control al calității semințelor și a tot ce circulă pe, ca și sămânță pe teritoriul județului. E clar, nu fac calitatea semințelor. Pentru sport și tineret vaslui. Noi suntem o structură subordonată Autorității Naționale pentru sport și tineret. Deja în cadrul nostru există anumite aspecte regionalizate pe Iași, adică cele 6 județe pe regiunea nord-est. Aspectele se referă la atragerea unor fonduri europene, la acest nivel. Deocamdată, regionalizarea ține de Iași la anumite aspecte ale activității noastre. Deci, un lucru proces, odată se merge spre regiune, da? Se regionalizează anumite componente, de asemenea se duc, deci așa trebuie să vină, spre autoritatea locală. Să menționați chestii. Da, sigur, să menționăm, o să arătăm și mai aveam ceva de spus. Anumite activități din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret ar putea fi date către administrația locală. De exemplu, centrele de antrenament pe care noi le avem. Unul dintre ele, pe care am considerat noi că nu mai putem administra, am făcut și la București o adresă, prin care noi nu mai putem administra unul din cele două centre de antrenament pe care le avem în subordine. Tălăș Mare, de exemplu, este un centru de antrenament pe care am făcut deja, am dat o documentație la Consiliul Județean și să vedem acum, o să întreb, bineînțeles, nu o să aștept răspunsul Autorității Naționale, o să întreb dacă se vrea în continuare administrarea lui centrului de la Plana Cătura de către noi sau dacă nu. Noi avem două feluri de activități și de sport și de tineret, dar activitățile sportive, eu cred că ar putea fi regionalizate. Da. Deci o să facem un raport și mâine o să-l aveți. Mulțumesc. Raportul din urmă. În momentul de față se lucrează, suntem într-un proces de reorganizare la nivelul regiei. Se externalizează parte din servicii, parcuri naționale, regii, hergheliile, cai de rasă și eventual o reorganizare în teritoriu. Am înțeles. Spre administrații locale am putat pe dimineață discuții telefonice cu directorul și am ajuns împreună la concluzia că nu sunt atribuții transferat de la noastră, de autoritatea locală. Am avut discuții și cu colegii din teritoriu, de la direcțiile servicii vecine și altele din țară, da. Tot același. Noi avem obiectul nostru de activitate e administrarea fondului național. Paza pădurilor private e o activitate pe care o facem contra costul presa de servicii. Nu avem prestări. Trebuie nu autoritatea, trebuie o structură silvică autorizată. Noi nu avem atribuțiuni de control în zonă. Noi practic administrăm. Suntem o societate. Dar faza pădurilor n-ar putea fi exercitată de autoritatea locală pentru personal. Da, sunt, e legea 46, codul silvic, spun entitățile deci, care pot să facă. Da, da, sunt entități. De exemplu, la dumneavoastră, în compartiment, fac faza pădurilor, se ocupă de control.
Deci nu sunt delimitate activitățile distincte, în condițiile când o să rămână personalul numai pentru, pentru activitatea de pază, se poate, poate să fie un număr mai restrâns. Dar același personal face și pază, și exploatare, împăduriri. Deci toate activitățile le organizez pe raza de competență a fiecărui canton sindic. Domnul subprefect, noi ne subordonăm direct Administrației Naționale a Rezervelor de Stat. Ei să termină procesul de restructurare cu 1 septembrie. Aici am rămas numai doi oameni și nici o atribuție n-ar putea fi dată către Consiliul Local. De altfel, noi ne subordonăm Bacăvului, care coincidență sau nu... Are 6 județe. Valeriu Bodogă, sunt având în vedere... Și de la... Le dă înapoi la programul. Acum le dați înapoi. Da, singurul serviciu care poate fi transferat este cel al amenajării și protecției fâșiei dintre linia de frontieră și fâșia rată. În rest, având în vedere că statutul este special, nu cred că atribuțiile pot fi transferate. Când ați preluat administrarea dumneavoastră din nou? Anul trecut. Anul trecut, nu? Anul trecut, în 2009, dar s-a transferat în 2010. Autoritățile locale nu exercitau atribuțiile legate de... Pe de o parte și pe de altă parte, având în vedere că erau mai multe primării în zonă, fiecare înțelegea într-un anumit fel să facă. Și atunci trebuia centralizată această activitate. Rugămintea mea e să menționați chestiunea asta. Deci, singurul, dar... A fost dat, s-a evaluat chestiunea și s-a constatat că, mă rog, fâșia nu era administrată conform legii și s-a preluat înapoi. E o chestiune. Da. Domnul comandant, sunteți regionalizați sau nu? Așteptăm toamna. În toamna să numără pe voce. Toamna să numără pe voce și nu știu. Depinde de Sadura. O vedea spre nord-est. Bănuim. Că se adună. O parte din activitățile noastre se regăsesc la fiecare unitate teritorială. Serviciile voluntare fac activități similare nouă cu personalul și calificarea și dotarea pe care au ei. În rest, atât timp cât avem statutul special de militari, conform legii 80, puțin probabil să trecem la, sau să transferăm oameni, activități la autoritatea locală. Dacă se va pune o dată problema demilitarizării, atunci ne adaptăm cerințelor. Statul special, domnul comandant, m-a lăsat la urmă, deși ne aștept cu statul special. Cum știți, Poliția Română este în plin proces de reformă și la Inspectoratul de Poliția Județului Vaslui am reformat mediul urban, mediul rural, pe componenta de ordine publică. Desigur, zvonistică este multă. În ceea ce privește transferarea unor colegi de la ordine publică și rutieră la primării, eu spun că punctul meu de vedere ar fi că unul din principiul de bază al poliției, al muncii de poliție, este cel al echidistanței. Și pentru a fi echidistant, nu trebuie să fii în niciun fel angrenat politic. Nu știu, nu uităm că primarul este numit politic și nu poate să... Ar fi excelență politică. Nu se poate face poliție politică. Vom vedea, vom aștepta, nu vom aștepta toate direcțiile de acțiune, dar se merge... Oricum, vă rog să ne trimiteți o scurtă prezentare cu componenta de ordine publică. Da, stă mai bine la morți, dar... Inspectoratul, dar veniți mai aproape. În învățământ se aplică Legea Educației Naționale, legea 1 din 2011, nouță, care este ca și, care are și o parte componentă explicită în ceea ce privește descentralizarea. Și ar vrea să dau două exemple. Chiar trei. Și mai multe sunt. Da. Componența Consiliului de Administrație a Unităților Școlare prevede că primarul și Consiliul Local au reprezentanții lor în aceste Consilii de Administrație. 2. Alegerea, desemnarea directorului Unității Școlare se face, începând cu 1 septembrie 2011, de către Consiliile de Administrație, în care și părinții au reprezentantul lor. 3. Propunerea planului de școlarizare vine de la comunitatea locală către inspectoratul școlar și nu invers ca până acum. În ceea ce privește titularizarea,
concursurile pentru ocuparea posturilor didactice se va face la unitățile școlare. În acest context aș propune definirea statutului consorțiilor școlare, pentru că este evident că o unitate școlară cu 300 și ceva de elevi, cu 12 cadre didactice, nu poate organiza un concurs pentru ocuparea unui post și atunci se cuvine definirea clară a statutului consorțiilor școlare, sintagmă prevăzută de legea educației naționale. Marius Arcăleanu, de la Casa Județeană de Pensii Vaslui. Singurul compartiment care l-am luat în analiză și care cred că ar putea fi transferat către comunitatea locală este cabinetul de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, unde avem ca salariați 2 medici și o asistentă. În cadrul acestui colegiu prefectural există un număr chiar semnificativ de direcții deconcentrate care au și structuri regionale. Deci, componenta regionalizării, să spunem, există deja și ea va fi consolidată în perioada următoare. Și, de asemenea, au venit din partea dumneavoastră un număr, de asemenea, aș spune, semnificativ de propuneri, de atribuții care ar putea fi transferate către autoritățile locale. Rugămintea mea este către cei care le-au formulat să le analizeze cu consistență, să menționeze numărul de personal care este implicat în exercitarea respectivelor activități, eventual o evaluare bugetară și cum văd ei acest transfer și modul de exercitare a lor către autoritatea locală, eventual cu o precizare pe formarea unei componente de control. Pentru că statul, cum spune și aici, v-am spus la începutul ședinței, despre deconcentrare, ca o componentă a descentralizării, statul își va simți în continuare prezența, se va păstra, dar prin organismele de control. Statul elaborează politica publică, componenta de implementare merge către autoritatea locală, iar noi, probabil la nivel regional, mai degrabă decât județean, vom avea componenta de control. Eu n-am spus nimic despre instituția prefectului județului Vaslui. Nu mai este un secret pentru nimeni. A spus-o cum am menționat și superiorii ai noștri din minister, prin vocea domnului secretar de stat Mihai Capră, că probabil vor fi constituite la nivel regional prefecturi. Prefecturile județene se vor transforma în direcții prefecturale, ca să folosesc exact sintagma menționată de domnia sa, în funcție de categoria județului, sunt județe categoria, nu de suprafață, populație, de categoria 1 vor avea 25 de oameni, 20-25 de oameni maxim, da? Ce anume se vor regionaliza, probabil. Contabilitatea, resursele umane, tot ce înseamnă structura administrativă către un serviciu, către o prefectură regională și serviciul respectiv care va funcționa acolo. Și probabil, mă gândesc eu, componenta care de lucru cu relația cu dumneavoastră. Adică dacă dumneavoastră o parte sunteți deja regionalizați și vă mai regionalizați, alții treceți către parte din activități, către administrația publică locală, probabil că în structurile prefecturii regionale va exista componenta aceasta de relații cu direcțiile deconcentrate ale ministerilor în regiuni. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru desfășurarea acestei faze. Cu excepția Direcției de Sănătate Publică, unde se consideră că se poate transfera către administrațiile locale activitatea statistică și o parte din cea de control, mai toți ceilalți șefi de servicii au afirmat că serviciile au fost deja supuse restructurărilor, reorganizărilor sau descentralizării. În privința unor instituții precum Garda Financiară, nici nu poate fi vorba. Așteptăm ca în perioada următoare să se transmită și înscris opiniile acestora și mai ales așteptăm ecoul de la centru a tuturor referatelor.